Așadar, bună seara, dragilor, și bine, vedem de nou, deci e o oră care nu-i pentru matematică. Duminică seara la matematică asta. Da. Nu suntem serioși, Andreea. Da. Din 1 martie. Sigur, și din 1 martie. Excelent. Fain de toate chestii. Ce să zic aici? Fiindcă nu din 1 martie, să le facem tuturor celor care vor privi un... Mărțișor. Să le oferim un mărțișor cu subiecte diverse. Da? Subiecte diverse. Da? Tot în clasa a noua să fie asta, la clasa 10, da? Da. Fie numărul H, primul subiect, fie A egal cu logarit baza 5 din 4, plus logarit baza 5 din 6, nu, ori logarit baza 5 din 6, ori logarit baza logarim baza 5 din 5,2 ori logarim baza 5 din 5,008. Să se compare A cu 1. Care este mai mare? Da? Să se compare A cu 1. Deci care e mai mare? Da. Am început bine, nu? Da. La ce te gândești? Nu știu la ce. Mă gândesc ori la faptul că e scris acolo sub formă zecimală 5,2. Da. Și... să... 52 pe 10... Da, noi... Îmi trebuie o idee acolo ca să mai treacă timpul. Hai să spunem puțin acolo. Așa. Nu este... logaritmul unui produs care se transformă în sumă. E un produs? E un produs de logaritm. Așa, dacă ar fi, acești logaritmi adunați... L-am strânge ca un produs. Ar fi fain, ar fi un logaritm din 5, 4, 6, 8, 5, 2... Formidabile chestii ar fi. Avem peste tot logaritmi baza 5. Asta e fain de tot. Să încercăm să dăm un factor. Dar n-aveam ce să dăm un factor aici, nu? Noi visăm la varianta să apară suma acești logaritmi adunați. Dacă am avea o chestie de asta, logaritmii ăștia adunați, dar ei sunt înmulțiți aici. De așa este un număr. Un număr, alt număr, alt număr, da? Sunt niște numere, la urmă. Sunt niște numere. Pozitive chiar. Da. Că din 1 ar face 0. Da. Deci logarit baza 5 din 1, din orice bază face 1, dar din 1 face 0, dar dacă e mai mult decât 1, face un număr pozitiv. Că sunt logaritmi în bază suprămânitate. Asta e foarte fain. Deci aceste numere sunt pozitive. 1, 2, 3, 4 numere pozitive. Să dăm, deci dacă este pozitiv, trebuie să arătăm că este strict mai mare ca 0. Pentru că deja este mai mare ca, strict mai mare ca 1, pardon. Cine? 4 e strict mai mare ca 1, da. Deci strict pozitiv. Fiecare număr în parte este strict pozitiv. Și noi rezultatul ăsta trebuie să-l comparăm cu un număr. Deci trebuie să ne gândim la o inegalitate. Spuneam eu odată, ce, niște inegalități. Inegalitatea mediilor. Ce ar fi cu inegalitatea? La inegalitatea mediilor, ce? Cum era? Media aritmetică mai mică sau egal decât media geometrică? Mai mare, mai da. Sau egal decât media geometrică, care mai mare egal decât media armonică. Deci media
încă o dată, media aritmetică. Mai mare ca decât media geometrică. Care e mai mare ca decât media armonică. Hai să le și scriem. Da? Da. Deci dacă ai niște numere pozitive, iar plus, da? Iar plus chiar stea. Și o să vedem, adică fără sfințe. Da, fără sfințe. Atunci, A1 plus A2 plus puncte plus A1, media aritmetică, asta e media aritmetică, da? E mai mare egal decât radical de ordinul N din A1 ori A2 ori puncte ori A1, care e mai mare egal decât N supra media armonică. 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus puncte 1 pe A1. Așa asta este inegalitatea care stă la baza multor inegalități. Și să logaritmăm una din aceste... Nu, no, drept A1 pe 5 să-l folosim. Logaritm baza 5 din 4. Corect. Drept A2? Logaritm baza 5 din 6, logaritm baza 5 din 2 și logaritm baza 5 din 3. Este excelent. Dice. Deci vine ce? Logaritmul baza 5 din 4. 5 din 4. Plus logaritmul baza 5 din 6. Plus logaritmul baza 5 din 5,2. Plus logaritmul baza 5 din 5,008. Totul supra 4. Totul supra 4. Deci 4 numere. Mai mare sau egal. Radical de ordin 4. Bine. Logaritm baza 5 din 4, ori logaritm baza 5 din 6, ori logaritm baza 5 din 5,2, ori logaritm baza 5 din 5,008, care este mai mare sau egal decât 4. Da, dar ne oprim aici. Atât îmi place. Da. Nu mai duc la cealaltă. De ce? Cam exact produsul ăsta aici. Da. Ăsta este chiar A1. Deci sub radical, nu? Mm-hmm. Și atunci, aici cum se poate strânge? Ca logaritm baza 5 din 4. Sigur că da. Și am zis asta. Logaritm baza 5 din 4 ori 6 ori 5,2 ori 5,008. 5,008 mai mare egal decât 4. Radical indice 4 din A. Da. Nu? 4 la etrani și 4 din A. Ce ar fi echivalent? Hai să facem mulțirea. 4, 6, 5, 5,2, 5,008. Mai întâi. 4, 6, 24. Ori 5. Ori 5,2. Nu? Ori 5,2, da? Da. Hai să mulțim. Deci 5,2. 624,9984. Tot asta. Cât? 624. Deci logaritm baza 5 din 624. 624. 9984. Cum este 624,9989 față de 625? Față de 625? Îmi place 625 față de 5 și 5 la 4. Este mai mic. Deci, să zicem noi. 624,9984 e mai mic decât 625. De acord, da? Da. Logaritmăm. Deci rezultă că logaritmul baza 5 din 924 este mai mic decât logaritmul baza 5 din 5. Din 5 la 4. Da. Care face, cât face? 4. Egal cu 4.
Așa. Deci, la noi, ăsta e mai mare. Nu? Da. Eu pot să spun aici mai mare egală. Uite, logaritm baza... Hai să scrim invers. Da. 4 este mai mare egal. Așa avem. 4 e mai mare strict decât da. Logaritm baza 5 din 624,9984, care este mai mare egal. Mai mare egal decât 4, logaritm baza 4 din A. 4, logaritm baza 4 din A. Din 4, nu, nu este logaritm. Decât 4 radicală. 4 radical indice 4 din A. Adică, hai să o luăm invers. 4 radical indice 4 din A, să scrim invers. 4 radical indice 4 din A mai mic, mai mic egal decât logaritmul baza 5 din 624,9984, care e mai mic decât 4. Ai mai mic sau egal? Aici e mai mic egal, nu? Da. Dar acolo e strict. De ce e strict? 9, 4, 5 e strict. Da. Și noi trebuie să constatăm... Să-l comparăm cu 1. Cu 1. Putem împărți prin 4. Da. Pe azi trebuie să-l găsim față de 1, nu? Da. Deci de aici rezultă că radical indice 4 din A e mai mic decât 1. Că dacă ăsta e mai mic decât ăsta, ăsta e mai mic decât 4, da. Înseamnă că ăsta e mai mic decât ăsta, da? Ridicăm la puterea a 4-a și de aici rezultă că A e mai mic decât 1. Trebuie de aici. Hai să mai privim o dată. Vezi, vezi de frumoasă matematică. Ăsta e chiar un mărțișor frumos. Nu? Așa pot să apară ghiștiri la Olimpiadă. Deci, de... tare așa spui. Ciudate. Ciudate, complet ciudate. Deci, în momentul în care vezi așa un edificiu, un produs de logarit, important este că aceeași bază. Asta atrage atenția și experiența pe care o ai, visez acum. Ce bine ar fi dacă ar fi logaritmi adunați. Că suma logaritmului face logaritmul produsului. Și am o reacție. Și atunci, fiindcă vrei să le aduni, îți fuge mintea spre inegalitatea mediilor. Păi când aici ai produsul. Numai numele adunate care ți-ar trebui comparate cu produsul, da. Cu radicalul, gata, acolo îți fuge mintea. Ce spunem odată când ți-am vorbit de inegalitatea mediilor? Este e sursa multor greșiții. Deci autorii când compun greșiții de astea, au în vedere chestia asta. Ce a avut autorul ăsta? S-au apropiat cu numele astea cât se poate de 625. De aceea a pus 4, 6, 5,2, 5,0008 ca să nu-i dea exact 625. Și mai mic decât 625, da. Se poate folosi inegalitatea asta. Fiindcă e mai mic decât 625. Deci, pe scurt, care au fost momentele importante? Și primul să pătune și mintea autorului. Da? Aici e fascinant. Care au fost momentele importante aici? Păi, în primul rând, că noi am visat, în loc de produsul ăla, să avem o sumă. Asta. Ne-am gândit la inegalitatea mediilor. Da. Am scris fiecare termen, l-am înlocuit cu formula inițială. Da, deci drept numere am luat cei 4 logaritmi, da. Despre care am stabilit că sunt pozitiv, pentru că inegalitatea mediilor merge numai cu numere pozitive.
că strict pozitive, pentru că aici apar unul pe amândouă, dacă ar fi 0 unul din ele, împărțirea mai avea rost. Da. Așa. Și am notat acolo cu un A, acea împărțire. Sigur. Da. Ca asta care se cere în final. Apoi am tradus acea sumă ca produs. Deci al doilea moment. Am făcut produsul, suma logaritmului este egală logaritmul produsului. Am văzut că se apropie numărul ăsta de foarte mult de 625, puterea lui 5. Deci e important da. Ca să poți logarima în baza 5 inegalitatea. Da? Deci autorul da. A gândit în condițiile acestea, ghișițul. Așa. Dacă folosea o altă bază, însemna că trebuie să gândească să se apropie de un număr cu o altă putere. Da. Da? Puterea, dacă ar fost baza 5, 3, bunoare, 3 la a 4-a sau la 5-a, depinde câte numere se folosește da. El acolo. Și le folosește așa fel încât să se apropie de puterea aceea. Un pic mai mic să fie. Mm-hmm. O băga decimal la acela pe acolo, chinul cel mare pentru el, ca să, na, să iasă ieșit frumos. Da. Și îndată logaritmă, compară și vede exact. Ai putea să faci un compuie să compuie noi găștile acestea? Da. De să îndrăznim și noi în culise, furând ideea autorului, cred că așa l-au și gândit eu, n-avea acum da. Logaritmele ăștia, numele și înmulțite acolo, ești blocat, nu poți să mă duc la altă bază, este, da. Dar ce se face acolo? Sunt niște numere, pur, punct. N-ai mai nicio reacție. În mod sigur, așa a fost. Drumul lui, autorului, în compunerea ghișitelor, ăsta a fost, ghișitul acesta. Inegalitatea metrilor, sursa multorii ghișiții, și-a fixat numărul 5 și s-au gândit la ce numere se apropie de foarte, ce produs se fie în 4, 5 la 4 ar trebui. Dacă te gândești la 3, te gândești la 5 la 3-a. Da. Poți să gândești la 6 numere. Nu e nimic. Poți să aranjezi acolo chiar așa. Hai să fie prima tentativă. Ți-am mai propus eu la parte, nu? Tentativa de compunere un exercițiu. Ți-o spun ție și spun și tuturor celor care privesc aceste, vor privi acest film. Da? Decompus un exercițiu pe ideea asta. În clipa în care reușești și chiar juca să faci efort să reușești și îl propunem, înseamnă că ai înțeles bine mecanismul da? În problema asta. Nu poți să compui ceva dacă nu înțelegi, n-ai prins ideea în intimitate, așa. Nu-ți vine să mai pleci la exerciții, dar cât de frumos și de interesant a fost gândit. Așa este. Da, primul mărțișor. Mergem mai departe să mai vedem dacă mai găsim un exercițiu. Găsim. Și chiar frumoase să găsim. Când ajungem să facem matematică într-o stare de bine, deci fără stres, este, cum să spun, ca la rugăciune, stare de bine care se declanșează după ce intre și rostește o rugăciune așa din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată ființa ta, așa. Aceeași stare de bine te prinde și aici, la matematică. Este extraordinar. Chiar astăzi am văzut-o pe cineva, vorbea de legătura care există între matematică și Dumnezeu. Este superbă chestia asta, lucru. E perfecțiunea asta la micro și macro. Exactitatea. Da. Plasarea acestor, să spunem, sateliți naturali, planetele, toate, într-un echilibru perfect, pe orbită fiecare și vede de treabă, nu? Asta este nemaipomenit. Și dacă e la micro, la celulă, la toate chestiile astea, este formidabil. Așa că există o legătură adevărat. Și încă ceva, oamenii, mari oameni de știință, care reușesc
să, mă rog, să pătrundă în zona asta greu accesibilă a cunoașterii. Deschizătorii de drumuri, cei care, mă rog, ajung în poziții în care n-au visat vreodată și simt ajutorul Dumnezeu. Pentru că a reuși să mergi cu mintea la planul acela abstract nu e decât un ajutor pe care îl recunosc. Am urmărit odată un mare chirurg, Danilă, care, mă rog, este renumit chirurg, multe operații pe care le face pe creier. Da, am auzit. Da, ai auzit. Așa. El le face spunând că de fiecare dată, dar de fiecare dată simte ajutorul Dumnezeu. Mâna lui intră în operație sau pune mâna pe bisturiu după ce își rostește o rugăciune. Este fascinant. Dar să spun și despre mine o chestie. Deja, mă, uite, chiar clasa 10-a se întâmpla în 2001. Am povestit eu un pic așa despre bătălia asta mea continuă cu sistemul și sunt singurul profesor din țară care au fost anulate două titularizări. Deci m-au titularizat într-o ședință publică, cum se întâmplă acolo, și pe, la câtva timp mi-au șters, mi-au anulat titularizarea. Adică eu am fost la liceul de petrol titular pentru o perioadă, m-am titularizat la liceul Vasile Alexandrii, și după două luni de zile de mers la școală, pus note în catalog, tot, mi-am anulat titularizarea. Când m-am fost la liceu economic, iar la următor, și iar m-am anulat titularizarea. În sfârșit, umilință peste umilință, dar iată că profesorul prof. online trebuia să ajung, ca să ajungă așa, prof. online trebuia să treacă dintr-o suferință. Hristos Domnul, fără de nicio vină, este bajocorit, este, nu, răstignit, fără să stea pe gânduri. E bine, spuneam că în 98, după ce m-am anulat titularizarea de la Vasile Alexandrii, m-au dat și pe mine, pe undeva, și m-au dus la Vrenceanu, la două clase. Am predat anul acela la două clase la Vrenceanu și la școala 19. Ah. Iarăși am la două clase. Astea sunt anul 98. E bine, dragilor, și la o clasă de-a 8-a, unde am fost, clasa 8-a mi-a dat-o și ca dirigente, se întâmpla ca marțea parcă să am primele două ore de matematică. Și în momentul în care m-a ajuns un pic mai devreme la școală, încă copiii continuau să vină, s-a adunaseră mai toți, dar ei erau într-o agitație ușor desesizată de către profesor. Căutau pe cineva, lipsea șefa de clasă. Vine și șefa de clasă și acum mă supun unui test. Ei obișnuiau să înceapă prima oră de dimineață cu rugăciunea Tatăl nostru. Iată-mă pe mine în postura profesorului de matematică. Dacă ceilalți profesori erau obișnuiți cu chestia asta, acum profesorul de matematică, nou venit în școală, pus în situația asta, îi voi apostrofa, voi avea o reacție de respingere. În momentul în care am văzut că ea a întors capul stânga-dreapta și le-a făcut semn sau legat în picioare și-a lăsat Tatăl nostru, când am văzut așa o chestie, și eu m-am ridicat de pe scaun și am rostit cu ei Tatăl nostru, a fost o bucurie imensă pe ei. La 2 ani de zile, cum lucrurile se leagă, apropo de nimic nu-i întâmplător, la 2 ani de zile, rog, mă găsește vreme la PTTR, anul următor sunt acolo, și în clasa a 10-a, unul din elevi, o elevă, era prezentă acolo, fostă elevă de-a mea, cu 2 ani de la școala 19, Cuza, cum îi zice, nu mai înseamnă Cuza. Și acolo, în timpul lecției, am intrat într-un moment foarte dificil. Eu eram înnebunit că nu înțelegeau ce le spuneam eu, ei
erau speriați, am ridicat și tonul și cum să nu înțelegeți, uitați așa și tot despre... Ei se arătă și deodată îmi pică privirea pe eleva aceea, era în prima bancă și văd acum, așa. Și deodată îmi dau seama, măi copii, vă știți tatăl nostru? Cum să nu? Hai să răsim tatăl nostru acum. Și așa am răsit tatăl nostru împreună și eu m-am calmat. Ei au fost, sau, cum spun, ne-am apropiat unii de alții și am început să facem lecția. Și de acolo începând, de fiecare dată, la fiecare oră, la orice clasă m-aș fi dus, chiar la 1 la 2, și-au transmis, în loc de bună ziua, se ridicau în picioare și rosteau tatăl nostru. Asta s-a întâmplat ani de zile, din 2001 până în 2008, când m-a desfăcut contractul de muncă. Deci de aceea spun, există o legătură extraordinar de adevărată între Dumnezeu și matematică. Despre matematică o spun eu. O spunea Florin Corceac astăzi, la misiunea la Realitatea, pe care l-am cunoscut. Întâmplarea face că după Revoluție l-am cunoscut pe acest profesor. Deci, ce să spun? Hai să facem o altă chestie. Ideea chiar de acum, când ne-a venit în minte la citirea acestui subiect, este tot așa o chestie. Da. Faptul că mă vezi de multe ori abordând chestiunile la prima citire, fără să am pretenția vreodată că îl pot face, dar cred în ajutorul Dumnezeu. Cred că pot să-l fac. Asta este super. Acum când ăștia se bat să scoată religia din școală, da. Ai de mine, nici nu știu ce... Ce rău le-a făcut religia și boala de religie. Da, da. Îi doare pe cei care sunt depărtați de Hristos, îi doare să știe că ajutorul este de acolo. Nu pot accepta. Asta este. Da? Ca totdeauna Dumnezeu va ieși biruitor din parte în momentele acestea. Chiar și atunci când a fost destinit, nu? Fiul său, totuși, a înviat, așa și... În bătălia asta care se dă acum. Sper că oamenii au destul. Dar se găsesc și partea celălalt. Cei care sunt doar ce scupă. Duc acolo, să fac la oară. Să fac exact ce se vă spuneam acolo. Să... Cealaltă Dumnezeu. Așa. Să se rezolve sistemul. X plus Y plus Z. X plus Y plus Z egal cu 3, X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat egal cu 3 și X la a treia plus Y la a treia plus Z la a treia egal cu 3. Este asta un sistem de trei ecuații cu trei necunoscute. Acum, iar și încercăm. Clasa nouă s-au făcut diverse tipuri de sisteme. Anume, sisteme în care o ecuație grad 1 și alta e de un alt grad. Dacă iau așa, las un pic că nu... Vreau să fac un pic de ordine, să-mi amintesc modele de sisteme, să văd, mă pot duce cu sistemul ăsta spre ceva care să fie cunoscut, să zicem, am uitat, dar poate ceva să se lege, știu eu. Iată, dacă iau sistemul ăsta, 2x plus 3y egal cu 5, am luat 1, când compun sistemul, vă și gândesc la soluții, ca să meargă frumos. Și 3x pătrat minus 2xy plus Y pătrat este egal cu cât ar vine aici? 3 minus 2, 1 și 1, 2. Da.
acest sistem în care o ecuație de gradul 1 și o altă de gradul 2 este ușor de rezolvat. Facem substituții, nu? Deci cea de gradul 1, hai să scoatem și noi să vedem cum merge. Vine că x egal cu 5 minus 3y supra 2. Da. Și cu x-ul știut ne ducem... Și înlocuim un altul. Locuim un altul. Așa va veni 3 pe lângă... 3 pe lângă 5 minus 3y totul supra 2 la pătrat. Da. Minus 2 ori 5 minus 3y pe 2 ori y. Da. Plus y la pătrat egal 2. Deci vale. 3 ori 25 minus 60 y. Minus 60 y. Da, 60 y. Plus 9 y pătrat supra 4 minus 2 cu 2 se simplifică. Da, și vine minus 5 plus y, 3 minus 5 y, că da, și mulți cu y. Da, minus 5 y plus 3 y pătrat. Da. Pătrat plus y pătrat egal 2. Deci vale. Facem mulțirea acolo cu 3, cu 3 și da. Am picat cu... totul cu 4 ca să scăpăm de numitor. Și bine. 75 minus 180 y plus 27 y pătrat minus 20 y. Hai să minus 20, ai zis bine, minus 20 y. Și 3 și cu 1, 4. Nu? 3 da. Y pătrat cu 4, 4, 16. Cu 16 y pătrat, egal cu 8. Este valent cu? 27 și cu 16? 43. 43, da. Deci 43 y pătrat. Da. Minus 200 y. Minus 200 y. Plus 75. Plus 75, da, minus 8. Da, minus 8, 66. 67, parcă ar fi, nu? Că e un 3. Da, 67, da. 67. Da, deci plus 67, egal cu 0. Hai să vedem dacă e corect. Ar trebui să zice Y cu 1 să fie soluție aici. Da. Și 43 cu 67 nu prea este. 43 cu 67 face... 110 și minus 200 nu mai face 0. Am greșit undeva. Hai să mai vedem încă o dată. 2x plus 3y egal cu 5. X egal cu 5 minus 3y pe 2. Și peste tot. Oriunde vedem y. X locuim 3 pe lângă 5 minus 2y pe 2 la pătrat. Minus 2 ori 5 minus 3y pe 2 ori y plus y pătrat egal cu 2. Să urmărim încă o dată. 3 ori 25 minus 6 ori 5, 30. Deci, nu 60. De 2 ori 5 da. Ori 20 ori 3, 30. Da. Nu știu ce ai zis. Nu știu. Tu ai zis, eu n-am fost atent. 30. Da. 30 y. Și la plus 9 y pătrat, minus 2 minus 5y plus 3y pătrat plus y pătrat egal cu 2. Și acum 75 minus 90. Da. Minus 90 y. Și atunci vine minus 90 minus 20. 110. 110. Minus 110. Acum merge. Da. Ai văzut ce am făcut de aici? Și pe asta... Dați-mi faptul că mi-am fixat soluția 1, 1, 2 cu 3, 5, 3 minus 2, 1 și 1, 2. În momentul în care am ajuns la ecuația asta, 1, y egal cu 1 trebuie să fie soluție. Adică toată mișcarea că am făcut-o, dacă e corectă, trebuie să conserve soluția. 1. Da. Și vine 43 și cu 67, fac 110, da? Minus 110 și face 0. Eu știu sigur că voi găsi soluția acum. Și acum zic, y 1, 2 egal cu... Acum ai descoperit cum sunt compuse greșițile, nu?
Deci așa se face, autor da. Și a soluții, ca să meargă frumos, altfel le dau niște numere pe acolo, nu e bine. Da. Pe jumătate loc, 55. 55 plus minus radical din 55 la pătrat, așa. Minus sau orice. Ia să vezi cât face 55 la pătrat, 55 la 55. 2700, 2700. 5 ori 3025. 3025. 3025. Minus AC, minus 43 ori... Minus 43 ori 67. Minus 2881. 2800? 81. 81 supra 43. Și egal cu 55 plus sau minus radical din 3.245 144 care e 12, nu? 43 și vom avea Y-ul egal cu 55 minus 12 supra 43 și egal cu 43 pe 43 și face 1. Iar Y2 e o altă soluție. 55 plus 12 supra 43 și obținem 67 supra 43. Supra 43. Nu o să se zice, rămâne așa. Da. Și acum, cu pentru X1, pentru Y1 egal cu pentru Y1 egal cu cine? Cu 1. Găsim X1 egal cu 5 minus 3 pe 2, 2 pe 2, 1, era de așteptat cu 1, da. 1 prescris soluția găsită. Da. Și Y2, pentru Y2 egal cu 67 pe 43, găsim X2, a doua soluție, e 5 minus 3 ori 67 supra 43, supra 2, da? Și face, s-a dus la aceeași dor, se face calculul și găsim și valoarea respectivă. Cu alte cuvinte, avem două perechi. Nu numai asta care am luat de bază, 1-1, ci și o altă pereche. Amândouă sunt bune. Eu am plecat cu una că mi-a fost la îndemână compunere. Dacă mai există o altă pereche, poate mai bine. Sunt două perechi și Y. Și acum, un alt sistem. Un alt tip de sistem. Asta puteți face de gradul 3 de ecuația asta. Da. N-avea importanță. Important este că una e de gradul 1, ca să facem substituții, da? Și acum să vedem un alt exercițiu. Hai să zicem așa. Am două de gradul 2. Am două de gradul 2 și omogene. Da? De gradul 2 și omogene. Acum ce înseamnă că sunt omogene? Înseamnă că fiecare termen, monom, cum se cheamă acolo, are același grad peste tot în X și Y. Bun, ala. 5X pătrat minus 3XY plus 2Y egal cu 1, nu mai este omogenă, pentru că aici gradul este în X pătrat, gradul 2, monomul ăsta, gradul da. 2. Ăsta tot gradul 2, că 1 și cu 1 fac 2, iar aici Y la 1. Gradul. Da? Gradul 1. Deci să fie toți termenii, toate monomele acolo, de același grad. Da. Așadar, modific acum și nu zic 2Y, ci 2Y pătrat. Și iau tot soluția 1, 1 și vine 5 minus 3, 2 și cu 2, 4. Ca să meargă frumos, da? Da. Și a doua ecuație, tot omogenă, minus x pătrat plus 4xy minus 3y pătrat minus 4y pătrat, să zicem, minus 4y pătrat egal cu 4 minus 4 fac 0, minus 1. Le aducem la, o mulțim sus cu un minus 2. Așa. Și le adunăm. De ce cu minus 2? Ca să, nu, cu 2.
vorbesc. Care e ideea? Ca să reducă y pătrat. Să reducă y pătrat. Și îți rămâne și x pătrat și, și y. Rămâne x, y. Continuare. Atunci... Deci nu scap de y. Am ținut sus cu 4 și jos cu 3. Da, dar rămân și x pătrat și y pătrat. Atunci nu știu. Deci, vezi? Da. Nu scap ușor. Teoria spune așa, când ai sisteme omogene, ambele ecuații de același grad și toți termeni formate din ecuații omogene și dacă ai ghinionul să nu fie una egală cu 0, cum e la noi, niciuna nu e egală cu 0, faci rost. Deci, elimini termenul liber. Se elimină termenul liber. Da? Pentru că nu se întâmplă să am egală cu 0. Deci am mulțit cu 4 aici, ca să putem aduna. 4 minus 4 fac 0, da? Da. Și atunci, sistemul de aici. Prima ecuație o copiem. 5x pătrat minus 3xy plus 2y pătrat egal cu 4 și respectiv minus x pătrat. Nu, minus 4. Minus 4x pătrat plus 16xy și minus 16y pătrat este egal cu minus 4. Tragem linii și le adunăm și vine x pătrat plus 13xy minus 14y pătrat egal cu 0. Deci am făcut rost din combinația celor două o rezultantă, o ecuație tot omogenă este, dar egal cu 0. Era cât pe ce aici să pun 3 și atunci trebuia să pun 0. Da. Dacă puneam 3, vinea minus 1 și cu minus 3 fac minus 4 și cu 4 fac 0, cum mi-am propus ca unul să fie soluție și n-am vrut să fie așa. Că atunci ar fi avut una egală cu 0 și am zis, hai să fie situația aceea în care nu am una egală cu 0 și atunci e să elimin. Da. Acum formez nouă sistem de, dintr-una din acestea și cu asta egal cu 0. Cum era cât pe ce să dau? Cu aceea cu ultima. Deci vine minus x pătrat plus 4xy minus 4y pătrat egal cu minus 1, la care punem pe ce o obținută x pătrat plus 13xy minus 14y pătrat egal cu 0. Ei, să știi că asta păstrează 1, 1. 1 și cu 13, 14 minus 14 egal cu 0. Da. Deci, nouă sistem este echivalent cu acesta. Că doar ecuația asta care am avut eu nevoie, am folosit-o din cele două, am obținut-o din cele două. Acum, se ia asta de o parte care e egală cu 0 și se împarte prin y pătrat sau prin x pătrat. Ca la ecuații omogene la trigonometrie. Când am făcut tipul de ecuații, erau ecuații trigonometrice elementare, sin de x egal cu a cos de x egal cu a tangente, convergente, și am vorbit și de ecuații trigonometrice care se duc la ecuații algebrice, notând un sin de x cu un t, nu știu ce, dar și de cele omogene care se împărțea prin cos pătrat sau prin sin pătrat. Și se ajungea în tangentă. Da. Da? Așa și aici. Împărțim totul prin y pătrat. Așa o să am așa. X pătrat supra y pătrat plus 13 xy supra y pătrat minus 14 egal cu 0. Deci pe asta, da? Da. Și ce crezi că fac acum? Se duce y cu pătratul de aici și fiindcă și x pătrat și y pătrat, cum poți să scriu pe asta? X supra y pătrat. X supra y totul la pătrat plus 13 x pe y minus 14, egal cu 0. Și notăm cu un t, x. Deci x pe y egal cu un t. Și ecuația devine. Ce devine? T pătrat plus 13. T pătrat plus 13 t, t minus 14 egal cu 0. Și acum t1, 2, 2 egal cu minus 13 plus minus radical din b pătrat 13 la pătrat 169. 169. Minus 4ac plus 4 ori 14. 64. Da. Totul supra
2? Da. 2. Și egal cu minus 13 plus sau minus radical din... Cât faci acolo? 225. Da. Sau cât? Nu, cred. Nu, 3... 94, 13. 223. Atunci am greșit aici. 4 ori 4, 16. 4 ori 4, 56. 56. Da, 56. Trebuie să fie pătrat perfect, trebuie să lucreze cum trebuie liștiuși. Bine, 6 cu 9, 15. 6 cu 6, 12. 225. Da? Supra? Da. 2. Și atunci mai avea... Minus 13... Y... Nu, T1. Egal cu minus 13 plus... 15 pe 2. Și T2. Egal cu minus 13 minus 15 pe 2. Și egal cu... Sus va veni 1. 1. Și din face minus 28 pe 2, minus 14. Minus 14. Și acum... Înlocuim la... T-ul era X-ul. Cine era T-ul? T-ul era X pe Y, nu? X pe Y. Și luăm ecuația nefolosită, adică minus X pătrat plus 4XY minus 4Y pătrat egal cu 1, cu varianta X pe Y, adică cu primul T, X pe Y egal cu 1. Nu? Am găsit așa X pe Y-ul. Deci prima, a doua, va fi tot aceeași ecuație, minus X pătrat plus 4XY minus 4Y pătrat egal cu 1, cu varianta cealaltă, X pe Y, egal cu minus 14. Minus 14. Vezi? Noi am lucrat mai din prima și am găsit cele două variante X pe Y. Dar nu facem X pe Y egal cu 1 odată și odată cu minus 14. Că e ca și cum ai spune că 1 egal cu minus 14. Da. Ci ecuația nefolosită, cuperând fiecare din aceste variante, pentru că noi ce căutam? Perechile și Y care se dorește și pe prima și pe a doua. Dar din prima și a doua, din a doua, înseamnă X pe Y. Cu 1 sau cu minus 14. Deci ce rezultăm? Că X egal cu Y. Și de fapt avem un sistem, una de gradul 1 și alta de gradul 2. Da. Ca mai înainte. În situația înainte când am avut una de gradul 1 și alta de gradul 2, prin substituții. Exact același lucru facem noi acum. Deci dacă X egal cu Y, cu X substitut, îl locuim aici. Și vine minus Y pătrat. Deci în loc de X punem, da? Da. Minus Y pătrat plus 4Y pătrat. 4Y pătrat minus 4Y pătrat egal cu 1, da? Y minus 3Y. Y egal cu 1 cu 1, cu minus 1 trebuie să fie. Am greșit, am copiat-o greșit. Da? Cu minus 1. Da, 4Y pătrat cu 4Y pătrat se reduc și îți dați că minus Y pătrat egal cu minus 1, adică Y egal cu Y pătrat egal cu 1, pe unde rezultă că Y 1, 2 egal cu plus minus 1. 1, plus minus 1. Y 1, 2 egal cu plus minus 1. Deci avem o dată Y1, Y1 egal cu 1 și Y2 egal cu minus 1. Cu Y1 egal cu 1, găsim X-ul. Deci dacă Y1 egal cu 1, cum X-ul egal cu Y, rezultă și X1 tot 1. Deci avem perechea 1, 1, da? Și dincolo, fiindcă X egal cu Y, înseamnă că X2 egal cu minus 1. Deci perechile sunt X1 egal cu 1, X1 egal cu 1, Y1 egal cu 1 și cealaltă X2 egal cu minus 1 și Y2 egal cu minus 1. Asta din ce? Din primul sistem. Și din al doilea scoatem X-ul egal cu minus 14 Y și ne ducem și înlocuim. Și atunci asta devine. Minus 14. Minus, în paranteză, da. Minus 14 Y la pătrat plus 4 ori minus 14 Y ori Y minus 4 Y pătrat egal cu 1. Și ce ar însemna? Echivalent cu?
100 cât? 96 parte 16, 14 ori 14. 14 ori 14, 196. Da. E bine, da? Da. Rămâne minusul ăsta, ăsta la pătrat face plus, deci rămâne și vine 196 Y pătrat, minus 4 ori 14, 56, 56, 56 da? 6 Y pătrat. Și minus 4 Y pătrat egal cu minus 1. Ce ce înseamnă? Ai ceva? Egal cu 1. Cu minus 1, nu? Am greșit. Dar era, era minus 1, am greșit-o. Așa. Da? Știi că minus 1 a fost. Egal cu minus 1. Și acum, 4 și 56 fac 60, 196 și 60 face 256. Deci 256 Y pătrat, minus 256 Y pătrat, da, egal cu minus 1. De unde Y pătrat? Y pătrat egal cu 1 supra 256. De unde rezultă că Y 1, 2 egal cu plus minus radical din 1 pe 256. Radical din 256 pe 20. Da, 1 pe radical din 256, dar 256. E 16, cred. A. Radical din 256 e 16. Deci avem o dată Y1. Altă pereche aș spune Y3 egal cu 1 pe 16. Iar X3 egal cu cât este? Minus 14 ori Y ori 1 pe 16. S-a simplificat prin 2. Face minus 7 pe 8. Da. Și Y4 egal cu minus 1 pe 16, iar X4 egal cu minus cu minus face 7 pe 8. 7. Da? 7 pe 8. Iată că sistemul ăsta care a fost dat aici, lui am găsit câte soluții? 4 soluții. Eu am plecat cu 1-1 pentru a construi un sistem care să meargă ușor, să fie pătrate perfect la radical, să vină ușor de lucru. Da. Dar sau mai sunt încă alte trei soluții, alte trei perechi, minus 1, minus 1, 1 pe 16, minus 7 pe 8, sau minus 1 pe 16, minus 7 pe 8. Da. Pentru că sistemul acesta a fost redus la, de fapt, la două sisteme. La două sisteme în care o ecuație de gradul 1 și alta este de gradul 2, da? Sau deci, da. Perfect. Perfect.